Ah, păi am dat start că e duel important. Am dat start la filmare. Hai, duel, Alex cu Evil. Atât tare, bravo. Am câștigat 10 lei, să-mi dai 10 lei. Alex, uite, vezi? Unde stai? În Craiova. Hai că vin după tine. Acum te aștept. Dar trag-vă mă la ăla. Nu joc cu config-ul meu. Eu n-am niciun config, eu mi-am făcut ce se trece, am niște toate config. Nu există să nu-i config, mă. A, mă, dar default. Auzi, auzi, auzi. Am config default, atât, am șters și config-ul ăla. Păi vezi. Da, dar am config default, nu mi-apare nimic. Păi eu am config, mi-am setat cum să văd jucătorul. Ficta să fie mai altfel, ăla-i config. Schimbat. Dacă ăsta are cod, eu mă împușc. Eu da. Uite, vine, eu am un cod. Ce am și eu, mă, 29 cu 3? Ce-i cu ăsta, mă? Bună zi! Lui Suso. Băi, Ivan, mi-ai stăt și configul ăla de fal, mă. Am config... Hai că m-a lăsat să mă mut aici. Am config care mai config. Dar bine, sunt salvate majoritatea setărilor în joc deja, știi? Mm-hmm. Adică toate build-urile, tot ce am eu, am sunt salvate și am citit toate config-urile, tot așa. A rămas de control de fault care are și comandă nu are. Toată lumea are config, asta e. Aia, mai e una, mai e. Și să-mi și eu config și scriam, aseară, azi dimineață, am mai făcut niște setări pe aici. Băgam exec șușu și băga config, știi? Tot ce se zice, dar vedeau nu știu ce eroare și l-am șters. Am șters tot, am lăsat niște bind-uri și... A, bine, bă, tu pe lac? Atât ca-și mi-e trebuit. Se config pentru matchmaking ce l-am făcut acum și testez pe server. Și mi-e trebuit. Am aia Crăciunul lângă, în jurul ecranului și mă nervează. Dar atunci ți-ai pus nivel, ți-ai pus să vezi jucătorii jos la bărba. Asta-i la... Asta e configurat de matchmaking, mă. De competitiv, adică. Și ce? Ce-ai făcut? Și testez pe server. Mi-am pus tinta albă, mi-am făcut niște setări la modele, să nu le văd altfel. La ce? La modele, la player, la modele. Și cum fac și eu la modele? Cam uitat cum am dat. Multe setări. Multe, multe setări. Hai, lasă-l așa, măi, nu mai vreau să faci o setă, lasă. Prea multe, să zic. Și sensibilitatea la mouse e alta. Am set. E alta decât de la prea, 1 până la 8. Prea multe setări la cadă, trebuie peste cap, eu știu, de la 1-6. Se schimbam în continuu și mai jucam în lică. Scurbe, n-am. Te obișnuiesc cu o sensibilitate, cu un viu modă și dacă așa, așa, schimbi, așa, 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 nu mai ești terminat, ultimul. Dacă ce să schimbi sensibilități, tu mai multe de astea, nu ajungi nimic. Rezoluții, tot. Știi că ajungi ultimul. Cum nu, dar una e să joci pe server și una e să joci în meciuri. Da, știu. E cu totul altceva. Știu, frate. Eu sunt înfocat de AVP Evil, de aia nu joc eu ziua meciului. Pentru că ziua, că sunt prea mulți oameni aici pe AVP. Iar eu n-am cum să joc matchmaking pentru că sunt prea înfocat de AVP. Publicat de să-i dau config-ul meu pentru AVP și rupi. Seara joc matchmaking pentru că nu mai vreau. Știu. Eu am 400 de pi, 1000 de hertz, 10.5. Asta vă las, dacă schimb ceva, nu mai zic. Bravo! Că dau config-ul meu de server, sper să sparge. Nu vreau să aud. Fiecare cu alții. Ce știa? Și câte, la viața mea, câte am încercat de la alții. Uite, fă așa, fă așa, nimic, ultim, ajungeam de... Nu mai jucam deloc. Nu, dar faza e că config-ul e personalizat pe fiecare. Nu poți să-l dai la altul să joace la fel. Fiecare o grijă cu anumită sensibilitate. Normal, frate. Îți dă la cocot. Mă numită setare. Acum
o sensibilitate foarte mare. Și nu mi intră nimic de la distanță, dar uite-mă pe ăla ce în jur încet. Ia uite, vă dați lui ăla ca hacker-ul. Decât să-l testez cu voi, mai bine îl testez cu voi aici. Da. Hai, dă-mă și-l știam. Nu mai pe partea aia, tăba, șușule. Mă, cum ratezi? Da, să-l arăt, nu mai dă, nu mai dă. Frate, lasă-mă să fac kill-ul, dacă e. Nu mai face, frate, lasă, vei să mă ajungi tu. Lasă. Lasă, frate, să iasă bine filmarea, aici. Am și-o 37 cu 8. A, lasă, frate. Atât. Bă, ce țăran. Bă, bă, de ce am fost țăran? Să te fac și-o pe tine? Mi-am jucat cu ținta mare, Ivan. Până acum, stai la pe bani. Acum m-am băgat și eu size 4 și gap minus 4. Când te zic, am și ciorba de burtă pe foc, mai mestec și n-aia. Am asta foarte mică. Țintă. Uite ce avem acolo, erai. Buci, buci. Deci am un prieten care s-a apucat cel de YouTube și are cam 190 de abonați. Și zic că a primit ceva pe e-mail că are 36 dolari, dar nu prea cred. Nu te văd aici, am 213 abonați și n-am nici un cent, cred. Bă, dă-mi un domnul. Cel mult are 1000 de vizualizări, dar nici eu n-am crezut. Eu am vreo 4000 și ceva în problemă de cum am făcut, dar... Vizualizare, dar nu să fie că am făcut bani. E greu, mă, cu YouTube, frate. Cu YouTube știi cum faci bani? Ai cel puțin 50.000 de vizualizări pe zi. Peste ceva timp. Păi, la început e greu, dar după... Păi da, după, după... Păi de ce crezi că stau de el? Eu știu ce înseamnă. După să fie mare buzunarul. Știi, frate, dar durează după, ca de zile, așa. Să te ocup de el. Să stai. Păi mine mulți mă întrebă, frate, cum ai putut 113 abonați într-o lună, că eu am un an de zile și am 50 de abonați. Ce vrei, fiecare cu norocul lui. Trebuie să stea, să încarce videoclipuri mereu, 2, 3, 5 pe zi, în continuu, să... Stea. Dă muncă cu YouTube, nu e așa ușor. Dacă vrei să faci, dacă nu... Nu faci, e greu. Bă, vale, mă. Da, mă, așa ziceam și eu. Oricum, eu îl formez până la vară, de la vară vreau să intru tare, de tot. Live. Hai, salut, am ieșit. La vară vreau să fac numai live. Fac numai live. Dar trebuie să-mi schimb calculatorul. Vara, ai multe șanse. Păi da, știu, știu. Am intrat pe live un pic și deja vedeam diferența. Ce plac pe video ai? E slab, mă. 550 ATX. AMD Phenom 2X4. Păi nici eu n-am placă video slap, prea slap. Mai bună, foarte tare ca ata. Am încercat zilele astea, am făcut câteva lucruri. Eu am 760 GTX. Merge cu delay. Dacă nu-ți iese, măcar încerci. Am încercat, dar merge cu un delay mare. Îmi schimbă procesor foarte bun. La mine ți-am spus, e slab pentru live. Mai e o șmecherie care vrei să gameplay cu YouTube. Și vârsta contează foarte mult. Câte la? Adică dacă te apuci tu ca să ai 12 ani, 13, 14 ani, faci greu, stai bă. Lumea nu prea agrează copiii, în general. Asta e adevărat. Și faci greu, așa dacă îmi aude vocea să mai... Roger. Mai matur, se abonează.
Păi am vrut să mă apuc cu un coleg de YouTube, dar am zis, bă, încă avem 15 ani așa și na, vocile nu s-au schimbat încă și râdul meu...